în 2008 am început să alerg după documente, să facem, să accesăm fondurile europene care se puteau accesa în acea vreme. Bineînțeles, încă nu aveam proprietatea, lucruri care au necesitat timp. În schimb, încet, încet, toți s-au împreunat și au ajuns la nivelul în care în anul 2014 am semnat un contract de finanțare pe fonduri europene, de am putut să lucrăm, să restaurăm, să aducem mănăstirea oarecum la frumusețea cea din tâi. Deci când am venit noi aici, cam în situația aceasta era zidul până la Dunga Albă. Dacă o să vorbim și despre cele, că, pentru că în proiectul acesta a fost un proiect de amploare. Efectiv, mănăstirea Răchitoasa a renăscut din cenușă. Clopotnița nu mai exista în forma la care o vedeți, am găsit numai fundația. La fel celelalte clădiri, biserica nu mai era pictura toată, era numai 30%. Clădirea din spate de lemn era prăbușită, iar becii surpat în proporție de 30-40%. Adică s-a intervenit absolut la toate obiectivele din complexul monahal. După cum am zis, aproximativ 30-35% s-a păstrat din pictura veche, care nu era în condiția care o vedeți astăzi. A trebuit și ea restaurată. Și apoi am făcut reîncadrarea picturii, pentru că unii sfinți, după cum se vede, la unul s-au păstrat capul, o mână sau o parte din corp și a fost necesar pentru ca să primească frumusețea de altă dată, să reîncadrăm pictura veche, care e o pictură deosebită, și să o împletim, să ajungă în starea care se vede astăzi. Pentru bucuria credincioșilor și mângâierea lor, pentru că pictura te duce cu gândul la cel care reprezintă. Noi nu ne închinăm la vopsea, la chip, la nu știu ce. Trecem mai departe de cele materiale și ne aduce prin nostru de recunoștință sau cerem ceva ca ei să mijlocească la Bunul Dumnezeu pentru mântuirea sufletului. Eu cred că o mănăstire e ca și omul. Odată ce se naște, nu mai moare. Chiar dacă pleacă din locul, chiar dacă noi plecăm de pe acest pământ, suntem veșnici, sufletul este veșnic. Mănăstirea rămâne veșnic, chiar dacă o dărâmă cineva. Slănic Moldova este